Au găsit cu adevărat insula legendară Atlantida și cine sunt de fapt acei ei despre care vorbim? Hai să vedem! O insulă extraordinară, casa unei civilizații puternice care a fost cufundată pe fundul mării de către un cutremur uriaș. Aceasta este povestea Atlantidei care ne fascinează și în ziua de astăzi, la mai mult de 2000 de ani după ce a fost scrisă. Cu toate astea, a fost Atlantida un loc real sau o simplă poveste fictivă? Unii cred că a existat cu adevărat, alții spun că nu este nimic mai mult decât un mit și mai sunt și cei care cred că unele părți ale poveștii sunt bazate pe fapte reale, însă nu toate. Nu sunt puțini cei care au căutat locația orașului pierdut, însă ar fi putut ei să caute într-un loc greșit în tot acest timp? Un raport recent pretinde că a fost descoperită locația adevărată a Atlantidei și nu este nici măcar în apropierea locului unde te-ai fi așteptat să fie găsită. Vom intra imediat în mai multe detalii, însă mai întâi nu uita să te abonezi și să dai un like acestui videoclip, ne-ar ajuta foarte mult. Hai să recapitulăm. Cum decurge toată povestea legată de legenda Atlantidei pentru cei care nu știu încă? Ideea Atlantidei sau Atlantisului, cum mi se mai spune, a fost concepută de filozoful grec Platon, care a scris despre ea în două dintre lucrările sale, Timaeus și Critias. În scrierile filozofului, povestea este astfel. Socrate s-a întâlnit cu trei oameni, Timaeus din Locri, Hermocrate din Siracusan și Critias din Atena, cu care intenționa să discute despre interacțiunile orașului antic Atena cu celelalte state ale acelor veacuri. Atunci Critias a făcut un pas înainte și a spus lui Socrate o poveste auzită de la bunicul său, care a auzit-o la rândul lui de la poetul Solon, iar acesta din urmă a preluat legenda de la un preot egiptean în timpul unei călătorii, deci sunt mai mult zvonuri. Acolo, Solon a vorbit cu un preot care a povestit o bătălie legendară purtată între Egipt și Atena, sper că ați rămas cu noi până acum. Atlantida a fost o insulă extraordinară din Oceanul Atlantic, cât despre orașul principal care se afla acolo, se spune că era foarte frumos proiectat, cu o arhitectură extravagantă și inele concentrice care se întindeau atât pe uscat cât și în apă. A fost casa mai multor regi și a unei forțe militare puternice. Per total, a fost o minune a acelor vremuri. De asemenea, cel mai important pentru oamenii din antichitate a fost că acolo era casa metalelor prețioase, aur și argint. Din motive necunoscute, Atlantida a decis să declare război locuitorilor din Europa și Asia, iar singura regiune care a încercat să se apere de un inamic atât de puternic a fost Atena, care s-a apărat cu sârguință, iar în cele din urmă a învins armata Atlantidei. Asta dovedește că Atena era într-adevăr superioară altor state antice. Atlantida, odată cu eșecul în luptă, a căzut în disgrația zeilor care au distrus civilizația antică, abătând cutremure uriașe și inundații asupra locuitorilor care în cele din urmă au dus la scufundarea insulei în apele oceanului. În esență, legenda Atlantidei încearcă să ne arate că Atena a fost cea mai puternică regiune antică datorită victoriei fabuloase împotriva unui stat superior din orice punct de vedere. Este povestea unui oraș mic, dar pașnic, Atena, care triumfă peste puternicul, dar coruptul Atlantida. Așadar, legenda ne este prezentată ca o poveste despre lăcomia și corupția oamenilor dintr-un stat puternic și cum o națiune mică, dar unită, poate stăpâni un tiran. Atunci, lucrarea lui Platon este un simplu basm cu o morală destul de puternică sau rămâne doar o legendă? Sau se referea de fapt la evenimente istorice reale? Potrivit lui Platon, această poveste a apărut cu 9000 de ani înainte de nașterea sa și a fost transmisă mai departe de poeți sau prin viu grai de către oamenii din antichitate. Acest lucru suportă ideea pe care majoritatea oamenilor o au și anume că povestea Atlantidei nu a fost bazată pe evenimente reale pentru că a apărut cu 9000 de ani înaintea nașterii creatorului legendei. Dacă insula Atlantida ar fi existat cu adevărat, cu siguranță de-a lungul a 9 milenii, altcineva ar fi redactat povestea. Cu toate astea, Atlantida a fost descrisă numai în lucrările lui Platon. Un alt aspect care trebuie luat în considerare este felul în care a fost pusă legenda insulei scufundate. A fost o poveste transmisă din generație în generație, de la preoți egipteni la Solon, apoi către bunicul lui Critias și Critias însuși, ca în cele din urmă să fie auzită de Socrate. Dacă legenda a fost reală, este aproape imposibil ca informația transmisă să nu fi fost interpretată greșit sau cel puțin schimbată de-a lungul timpului.
Prin viu grai, o poveste poate fi transformată până la punctul în care ultima persoană care a primit informația să audă o poveste complet diferită pe care să o transmită la rândul său mai departe. Din moment ce transmiterea informațiilor antice prin viu grai este nedemnă de încredere, dacă povestea a fost reală, nu este nicio cale prin care să putem afla care a fost subiectul său original. Dar această eroare nu este suficientă pentru a demonstra că legenda Atlantidei a fost inventată în totalitate. Poate că au fost aspecte ale poveștii bazate pe viața reală. Există unele teorii care sprijină existența insulei legendare. Potrivit lui Robert Ballard, un explorator al oceanelor care a descoperit epava Titanicului, povestea Atlantidei are sens pentru că lucruri similare s-au întâmplat și altor civilizații. De-a lungul istoriei au fost inundații cataclismice, cutremure sau erupții ale vulcanilor uriași care au dus la distrugerea regiunilor antice. De exemplu, în urmă cu aproximativ 3600 de ani, o erupție vulcanică a făcut ravagii pe insula Santorini din Grecia, aducând sfârșitul civilizației minoice. Unii cred că Atlantida descrisă de Platon în lucrările sale este bazată pe pierderea acestei civilizații, deci este rezonabil să spunem că dacă pentru civilizația minoică situația a fost catastrofală, și Atlantidei s-ar fi putut întâmpla aceleași evenimente distructive. Dacă insula a fost reală, sunt o mulțime de teorii legate de locația sa originală. Unii au spus că a existat sub gheața groasă din Antarctica, pe coasta Spaniei sau undeva în Marea Mediterană, depinde pe cine întrebi. Platon însuși a spus în lucrările sale că Atlantida era o insulă situată în fața strâmtorii. Strâmtoarea despre care vorbește filozoful se crede a fi strâmtoarea Gibraltar, calea navigabilă care separă Europa de Africa. Totuși, nu există dovezi ale unui oraș pierdut în acea zonă. Poate că locația Atlantidei a fost ascunsă în văzul lumii, nu departe de strâmtoarea despre care vorbește Platon. Unii oameni au căutat insula așteptându-se ca aceasta să fie îngropată în mare. Însă, de ce rămășițele Atlantidei nu pot să zacă chiar în mijlocul deșertului Sahara? Structura Rihat, cunoscută și sub numele de Ochiul Saharei, este o formațiune circulară în pământ, localizată în nord-vestul Africii, în Republica Islamică Mauritania. Dacă te uiți mai atent la imaginile care descriu cum ar fi putut arăta orașul Atlantida, apoi le compari cu structura Rihat, nu poți nega asemănarea. Dacă ai ocazia să mergi pe suprafața locului unde se află Ochiul Saharei, sunt șanse foarte mici să îți dai seama că are aceleași inele concentrice foarte asemănătoare cu cele ale Atlantidei. Pentru a putea fi observate mai bine, locul trebuie privit dintr-o altă perspectivă. De fapt, mulți oameni nici măcar nu știau de existența structurii Rihat până când a fost văzută din spațiu. Echipajul navetei spațiale Gemini 4 a observat-o de deasupra și a făcut poze sitului în 1965. Odată ce privești acest loc din spațiu, o să fii uimit și te vei întreba dacă nu cumva acesta este locul real unde se ascunde insula Atlantida. Ceea ce face mai plauzibilă această teorie este faptul că structura Rihat este apropiată de dimensiunile orașului Atlantida descrise de Platon în lucrările sale. Filozoful a scris că Atlantida avea un diametru de 127 de stadioane. Acum sunt diferite idei despre cum să interpretăm unitățile de măsură antice, însă majoritatea surselor ne învață că un stadion măsoară între 185 și 192 de metri. Așadar, de aici putem face și noi calculele de unde reiese că 127 de stadioane înseamnă aproximativ 24 de kilometri. Cât despre structura Rihat, măsurătorile arheologilor au arătat că aceasta se întinde pe o lungime de 40 de kilometri. Desigur, este o diferență mare față de 24 de kilometri, dar aici avem un alt detaliu interesant. Cercul interior al structurii are 30,5 kilometri în diametru. Din nou, nu are cu exactitate dimensiunile Atlantidei, dar nu trebuie să uităm că sunt niște estimări aproximative potrivit unor date vechi de mii de ani. Nu știm care au fost reperele calculelor exacte făcute de Platon și nu putem decât să estimăm din informațiile provenite din mai multe surse. În afară de forma caracteristică de cerc și dimensiunile relativ similare, care o face foarte asemănătoare cu Atlantida, un alt argument este că Platon a descris orașul ca fiind situat lângă munți superbi în partea nordică și tocmai că există într-adevăr un lanț muntos în partea nordică a structurii. Poate vă întrebați cum poate o insulă să se afle în deșert și nu în adâncul mării, cum a fost descrisă în legenda originală. Haideți să ne uităm la ce are Platon de spus în această privință.
El a menționat la un moment dat că nu se mai poate ajunge la Atlantida folosind o navă maritimă, deci dovedește oarecum că insula nu a fost scufundată în adâncurile oceanului. Sau am putea interpreta aceste cuvinte ale filozofului ca Atlantida este o bucată de pământ, ceea ce o face să-și piardă statutul de insulă. În susținerea acestei afirmații avem faptul că structura Rihat este profund erodată, ceea ce înseamnă că formațiunile din prezent care se află acolo au fost modelate de apă. Poze ale zonei de coastă din acea regiune arată ca o zonă geografică supusă de-a lungul veacurilor eroziunii apei care a circulat de la coastă către locul unde se află acum structura Rihat. Deci, în principiu, în locul insulei pierdute care s-a scufundat în adâncurile oceanului, avem de fapt o insulă care ar fi putut răsări din apă. Este o teorie incitantă, însă rămâne la acest statut, doar o teorie fără dovezi solide care să o ateste. Prin urmare, acum este rândul vostru să ne spuneți ce credeți. Ochiul Saharei reprezintă rămășițele orașului pierdut în adâncuri, Atlantida? Ce părere aveți? Spuneți-ne în rubrica de comentarii. Acesta a fost videoclipul meu, dacă v-a plăcut nu ezita să vă abonați. Mi-am creat și un cont de Patreon unde deja mă susțin câțiva oameni cărora aș dori să le mulțumesc din suflet. Aveți un link în descriere dacă sunteți interesați. De asemenea, mai jos găsiți și conturile mele de Instagram. Hai cu un follow și acolo. O zi superbă vă doresc tuturor!